mine v-am găsit. Am bucuria de a prezenta astăzi două dintre aparițiile cele mai proaspete ale autorilor Vasari Gabor, Doi contra Parisului, traducere din limba maghiară de Adela Moldovan și cartea pentru copii, Tashi, ghidușiile lui Tashi, cel mai nostim motan. Sunt mici și amuzante povestiri în versuri cu ilustrații color și desene pentru colorat. Povestiri scrise de doamna Elena Dican. Doamna Elena Dican este membra a Uniunii Scriitorilor din România și a mai publicat sub sigla E-Literatura romanul memorialistic Între perfectul simplu și perfectul compus și De m-aș fi numit Șeherezada, volumul de proză scurtă. O să citesc câteva considerații trecute pe coperta 4 a volumului de proză scurtă De m-aș fi numit Șeherezada. Iată, domnul Dan Tudor spune despre doamna Elena Dican că are o imaginație bogată, altfel bine strunită, evident dublată de mijloace artistice excepționale. Plastica descrierilor picturale și a portretelor este remarcabilă. Vasile Boenaru spune următoarele. Prin mijloacele specifice creației literare, autoarea direcționează cu mare pricepere curiozitatea și imaginația cititorului către mesajul pe care îl are de transmis. Un mesaj plin de căldură, de umanitate, de încredere în viață și de recunoștință pentru ceea ce este frumos și atrăgător pe această lume. E, de la romane, de la proză scurtă, trecem la ghidușiile lui Tashi. Acest volum de poezii pentru copii este ilustrat de talentata Viorica Didic Blas. Fiecare poezie are câte un desen reprezentativ, foarte, foarte frumos, precum și desene pregătite pentru colorat. Îi așteptăm pe copilași să coloreze. Și iată câteva poezii. Răsfăț. Acesta e motanul Tashi. Un pisoi cât un brăduț. Are lume la picioare și un loc foarte călduț. El adesea se dezmiardă și tot des toarce de zor. Hai, motane, treci la treabă, că te așteaptă un oscior. Tashi ascultă și se întinde, parcă ar vrea și parcă nu. Mai apoi se hotărăște. Mai bine mănâncă-l tu. Iată cât era de harnic motanul. Motanul Tashi, care de atâta zbuciu m-a adormit pe o creangă. Misiune. În bătrânul tei din curte, Tashi și-a făcut să lași. Stă și toarce, nu se încurcă. Doarme ca un copilaș. De sub tei, Azor, cățelul, privește uimit în sus. Ce mai toarce mătănelul? Îi place să doarmă dus? De-aș putea și eu, sărmanul, să mă furișez din post. Aș face schimb cu motanul. Mi-aș găsi una de post. Dar eu stau mereu de pază, fiindcă asta mi-e menirea. Sunt un personaj de vază și n-o să mă pierd cu firea. Și încă o poezie. Curaj. Astăzi Tashi, curajosul, l-a înhățat pe Azorel.
L-a îngățat drept de labele din spate ca să se joace nițel. Blândul Azorel, săracul, ce stătea întins la soare ca să-și blonzeze blana, a sărit drept în picioare. Și uite așa, Buimac, săracul, privește, sărmanul privește spre Motănel. Ce-ai cu mine, bre, amice? Că nu sunt agresiv de fel. Mi sunt cățeluș cu minte, stau și apăr curtea toată și am grijă și de tine. Ce zâni așa deodată? Am un chef nebun de joacă, se auzi un meunat. N-ai vrea să te joci cu mine și să nu mai stăm la sfat? M-a jucat și eu cu tine, dar e multă treabă, frate. Cum ți-o fi venit ideea să ataci labele din spate? Tași, fă puțin efort, spuse bunul Azorel. Fii și tu atent, oleacă, lasă joaca puțin tel. Și încă o poezie scurtă. Promenadă. Am cumpărat o fundiță pentru Tași plimbărețul. Să-l gătesc, de-i bine cheful, se va plimba pe uliță. Mândru de așa găteală, va scăpa de plictiseală. Voios și împopoțonat, s-o plimba în lung și în lat. Va merge la promenadă, toată lumea să-l vadă. Să-l dezmierde, să-l alinte, doar s-o face mai cu minte. Bună ziua! Îl lăsăm puțin pe Tași să mai doarmă și trecem la romanul Doi contra Parisului, scris de Vasari Gabor. Mai întâi câteva cuvinte despre scriitorul ungur Gabor Vasari sau Gabor von Vasari. Aflăm că s-a născut la 7 iunie 1897 la Budapesta și a decedat la data de 22 mai 1985. A emigrat în Elveția în 1947, a trăit multă vreme la Paris și a scris mai multe romane descriind viața în Parisul anilor 50. Unele dintre cărțile sale au fost adaptate pentru cinema, de exemplu Monty, care a stat la baza filmului Love from Paris, regizat de Helmut Kautner. Adela Moldovan, născută Barlabas, o foarte avidă cititoare până acum câțiva ani, când din motive de vârstă, 84 de ani, vederea i-a slăbit și nu mai poate citi, a fost soția celebrului automobilist Laurențiu Moldovan. Citea în limba maghiară și în limba română. La vârsta de 70 de ani, una dintre cărțile care i-au căzut în mână a fost romanul Doi contra Parisului. S-a amuzat atât de mult încât a decis să o traducă pentru prietenele ei care nu înțelegeau limba maghiară. Traducerea de față nu este o traducere profesională, dar are meritele ei literare, ceea ce adaugă la coloratura acestei cărți. Și pentru că aș dori să vă exemplific, sper să n-am probleme foarte mari cu citirea numelor în limba maghiară, dar mă voi strădui. Vă voi citi un fragment din capitolul 1. Ar trebui să întreprind un lucru mare. De exemplu, aș inventa ceva și ar apare în presă cu majuscule faptul că un elev de gimnaziu a inventat ceva fenomenal. Doamne Dumnezeule, ce ar trebui să inventez? Sau ar trebui să moștenesc o sumă mare de bani? Asta e! Asta e! Dar de la cine? Radoni Laszlo. Dacă aș avea foarte mulți bani în clipa asta, m-aș lăsa de liceu. 2 milioane de pengo ar fi de ajuns. 1 milion trebuie depus într-o bancă în Elveția, iar celălalt milion... Radoni Laszlo, nu se aude? Amețit mă scol din bancă. În ultima vreme, dumneata ai surzit? Ieși afară din bancă.
ies în fața catedrei să înfrunt crudul adevăr. Domnul profesor Salcai bate nervos cu creionul în masă. Despre ce a fost vorba, Radoni? Despre ce, despre ce? Despre 2 milioane de pengo. Asta să-i răspund. Sigur nu știți. Vă privesc de un sfert de oră. Ce ați făcut în timpul în care v-am vorbit despre Tacitus? N-am făcut nimic. Bauer, vă rog să-i căutați în bancă, să vedem cu ce se ocupă domnii la ora de latină. Bauer Gussi arată astfel. Părul deja începe de la sprâncene, ca o sârmă bogată și neagră. Deja îi crește mustața și vocea seamănă cu zgomotul unei oale sparte. Și ca să pună capac, poartă numărul 42 la pantofi. Ați găsit ceva, Bauer? O poezie, domnule profesor. Citește-o, te rog. Și Bauer, fără frunte, acoperit cu părul bogat, citește. Dacă aș fi un val, te-aș legăna în brațe. Aș muri dacă destinul m-ar arunca la mal. Na, și citește mai departe, Bauer. E un studiu interesant. Nu este mai departe, domnule profesor. Stai jos. Adică, Radoni, ți-ar plăcea să fii val? Domnule profesor, poezia am scris-o în ora de fizică. Bauer, fără frunte, s-a prezentat din nou, fără pic de bun simț. Poate ar mai găsi o poezie. Domnule profesor, pe spatele hârtiei mai este scris: pentru Biharilița, cea mai frumoasă fată din Buda. Bine, Bauer, n-am râde ca un cal. Domnul profesor Sakali își încruntă fruntea, scoate ochelarii și se uită la mine fără milă. Ce scuze aduci înainte de examene? Ce e aia scuză? Să mă treacă în catalog și să terminăm odată. Spune măcar ceva! Domnule profesor, să știți că scriu de obicei versuri mai bune, dar acum nu am fost într-o dispoziție potrivită. La ora 1 să te prezinți în cancelarie. Așa de mare era nota 4. S-a văzut bine când a trecut-o în catalog, deși despre răspuns nici n-a fost vorba. Absolut, nu m-a deranjat. Oh, ce departe sunt deja de chestiile astea. Cu cărțile sub braț mă duc acasă. Ce viață! Sakali în cancelarie mi-a comunicat că voi fi restant la 3 materii: istorie, latină și germană. Și în afară de asta o să primesc nota 2 la purtare. Sunt sătul peste cap de învățătură. Numai dragostea asta fierbinte și înnăbușitoare, înnebunitoare de numar înnăbuși. Polița, conta dragostei nu există leac. Ce sens are viața dacă fără tine trebuie să trăiesc? Ce sens are primăvara dacă nu ești tu aceea? Asta nu e bine. Mai bine nin soare, dar primăvara nu ninge. Totuși ar trebui să inventez ceva. Dar ce? Problema e urgentă și trebuie neapărat să inventez ceva până când nu primesc carnetul de note. E cumplit? Lumea civilizată se distrează? Ăsta mă lasă corigent. Vă mulțumesc! Sper că v-am convins cât de interesant este acest roman scris de Vasari Gabor. O să vreau și eu să-l citesc pe tot. Închei aici prezentarea cărților și vă invit la să le cumpărați. Sesiunea de autografe, din păcate, nu avem cum să o pornim, întrucât autorii nu se află aici. Domnul Vasari Gabor nici n-ar fi avut cum. Vă invit doar să cumpărați cărțile și să vă bucurați de o lectură minunată. Și încheind aici sesiunea de prezentarea cărților, vă invit și la celelalte lansări ale noastre. La revedere!